Piața muncii a fost întotdeauna dinamică, însă în ultimii ani a suferit transformări semnificative și într-un ritm mult mai alert, ca urmare a evenimentelor petrecute la nivel global. Digitalizarea, flexibilitatea, munca hibrid sunt doar câteva dintre schimbările care și-au pus amprenta asupra acesteia și care, acum, fac parte din normalitate. Într-un context extrem de instabil și dinamic, sănătatea a rămas o tendință constantă, iar pandemia a demonstrat, încă o dată, importanța prevenției pentru evitarea formelor grave de boală. Astăzi, companiile acordă o mai mare atenție beneficiilor de sănătate pentru angajați, fiind preocupate atât de sănătatea fizică, dar și de cea emoțională. Perioada post-pandemică a adus cu siguranță la foarte multe schimbări în ceea ce privește dorințele candidaților. Este vorba, în primul rând, de flexibilitate foarte mare. Își doresc acest lucru după o perioadă în care au stat foarte mult acasă și iată, se continuă tendința de lucru hibrid. Sănătatea cred că a rămas și rămâne în topul preferințelor angajaților. Încă dinainte de pandemie, abonamentul de sănătate reprezenta cel mai solicitat beneficiul extrasalarial după tichetele de masă. De ce este atât de importantă sănătatea din perspectiva companiilor? Pentru că atunci când angajații lor se îmbolnăvesc, companiile pot suferi pierderi semnificative. Spre exemplu, în cazul unor companii mari cu peste 3.000, respectiv 7.000 de angajați, la o medie de aproape 6,5 zile de concediu, pierderile pot ajunge la sume de peste 21, respectiv peste 61 de milioane de lei. În cazul unei firme mai mici, cu aproape 800 de angajați, costurile cu concediile medicale pot ajunge la 2,2 milioane de lei. Cu abonamentele medicale, pierderile pot fi reduse de până la 11 ori. De fapt, ce îți oferă abonamentul de sănătate? Îți oferă acces la servicii medicale, la consultații, la analize de laborator, care te pot ajuta să tratezi și să previi potențiale afecțiuni. Pe lângă sănătatea fizică, remarcăm un interes crescut și pentru sănătatea emoțională. MetLife ne-a pus la dispoziție varianta unor pachete cu complexitate care crește în funcție de structura pachetelor respective. Astfel am reușit să răspundem pe categorii de vârstă, așa cum ați spus, dar și pe sexe. La noi în Orange România, media de vârstă este la 36 de ani, deci avem foarte, foarte multe colege tinere și este foarte important protocolul de sarcină, este foarte important screening-ul, este foarte important să faci educație împreună cu medicii de acolo. Îmbolnăvirea angajaților și scoaterea acestora din producție are efecte în lanț până la nivelul economiei naționale. Zilele de concediu medical acordate angajaților pe principalele categorii de boli pot ajunge să creeze un impact pentru angajatori și în bugetul național, evaluat la aproximativ 32,5 miliarde de lei. Dacă toată populația activă ar putea avea un abonament medical, numărul de zile de concediu medical ar putea fi redus semnificativ, printr-o prevenție crescută și screening din timp, limitând apariția bolilor, dar, mai ales, limitând numărul de cazuri de boală cu complicații și zile de spitalizare. Astfel, costurile pentru economie ar fi de aproape 8 ori mai mici. Interesul pentru aceste beneficii de sănătate a crescut odată cu pandemia, care a scos mai bine în evidență nevoia de prevenție și nevoia unei abordări integrate asupra sănătății. Astfel, angajatorii au început să se preocupe nu doar de sănătatea fizică, ci să pună preț și pe sănătatea emoțională a angajaților lor, puternic afectată de lockdown și valuri de schimbări. Pentru starea de bine avem mai multe programe dezvoltate atât la nivel de Danone, cât și programele pe care MetLife ni le-a propus și cu care am lucrat, în special în perioada de pandemie, când incertitudinea era foarte mare. Și am avut în acest sens posibilitatea de a le oferi colegilor noștri consultații online cu medici pe partea de stare de bine și prevenție emoțională. Dacă vorbim de partea medicală, dacă ar trebui să fac un top 3 de noi tendințe, primul ar fi partea de
o mai mare atenție pe prevenție și pe starea de bine, și iar când vorbesc de starea de bine, includem aici atât partea de nutriție, cât și partea de sport, cât și tot ce înseamnă partea de stare de bine a angajaților. O grijă deosebită o vedem pe partea de echilibru între viața personală și cea profesională. A doua categorie o reprezintă tot ce înseamnă digitalizare și medicină online, care a fost un mare plus adus de MetLife în perioada asta de pandemie, când accesul către clinici, spitale era restricționat și destul de greoi. Iar trei, angajatorii încep să pună să dea o mai mare importanță zonei de medical și beneficiilor pe care le acordă angajaților, încercând să le ofere acestora cât mai multe beneficii și servicii medicale. Astăzi, la nivel global, se pune tot mai mult accent pe prevenție, care nu înseamnă doar efectuarea analizelor medicale anuale sau a controalelor de rutină, ci schimbarea stilului de viață și adoptarea unui comportament mai responsabil, bazat pe nutriție, mișcare și somn. Pornind de la această tendință, MetLife a dezvoltat anul acesta un abonament de sănătate complet, care să susțină angajații să aibă un stil de viață echilibrat, începând cu dezvoltarea unor obiceiuri de viață mai sănătoase. Aici ar trebui să vin și să subliniez că abonamentul MetLife este un abonament de trăit bine, este un abonament de viață bună. Practic, prin parteneriatele cu NN Asigurări de Viață, prin preluarea rețelei de săli de sport SWET, noi am dat o nouă imagine prevenției și profilaxiei și am adăugat segmentului de analize medicale și consultații și palierele de sport, wellness și tratament prin asigurarea de sănătate NN. Așteptarea este ca piața muncii să urmeze tot mai mult această traiectorie, iar sănătatea să fie identificată mai mult cu termenul de well-being. Angajații vor fi tot mai interesați de companii care le dau șansa să se simtă bine în propria piele, să reușească să mențină un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală, să fie în contact deplin cu emoțiile lor și să evite burnout-ul. Acestea vor deveni tot mai mult dorințe primare ale candidaților și aspecte pe care companiile le vor privi ca pe beneficii extrasalariale uzuale. În 2023, cred că flexibilitatea și partea de beneficii atât medicale cât și beneficii în partea de stare de bine va fi un mare plus pentru orice angajator, iar oamenii vor căuta astfel de firme care oferă beneficii de genul ăsta. Vrem să avem o organizație sănătoasă și asta înseamnă să avem și un business sănătos. Deci, happy people, happy business, cum s-ar spune, este win-win. Și atunci trebuie să pornești de la bază. Iar baza întotdeauna o reprezintă oamenii, colegii, cei cu care lucrezi, cei cu care setezi obiectivele și atingi obiectivele. Orice investiție în sănătatea angajaților este o investiție pe termen lung pentru companii sănătoase.